Alo, bună ziua! Doamna Gârtopan? Vă telefonează de la Centrul de Reabilitare pentru Copii. Da, sunteți programați pentru mâine la ora 9:00, da? Urmează încă să devin medic, dar deocamdată am ales la început să devin asistent medical ca să fiu mai aproape de pacient, să începe de la o îngrijire mai în detaliu, cum merge acea grijă, acea monitorizare, acea pregătire a oricărui copil și totodată cum să fii mai empatic cu pacienții. Am făcut practică, dar mai mult am tras accent pe adulți și vârstnici. Dar copiii mici cam puțin și totodată mă punea în semn de întrebare cum o să mă descurc chiar și în viața personală. Deci așa m-am gândit că unde am fost mai puțin, acolo să mă duc. Un asistent medical ar trebui să fie empatic, punctual, să fie stresorezistent, să aibă calitatea de a asculta pe deplin, a comunica cu pacientul. În munca de asistent medical este nevoie de multă empatie, adică să înțelegi durerea copilului. Nu vreau să spun că bărbații nu au empatie, dar trebuie să ai multă, multă răbdare. Și copiii față de bărbați parcă au o temere. De mic copil fiind, îmi plăcea foarte tare să ajut lumea. Și când vedeam medicii sau asistenții medicali cât de operativ lucrează și ajută oamenii, m-au motivat și pe mine ca să urmez această cale minunată. Eram pasionat de medicină și această facultate este una cu un viitor și într-un termen de 4 ani îți oferă posibilitatea de a face studii medicale superioare, ceea ce îmi va crea un viitor mai bun. Încă nu m-am interesat de orice. Primul an am stat să învăț, să mă acomodez. Începând cu anul 2, ar să mă interesez și ar să văd. Dacă ar fi posibilitatea să lucrez, desigur că ar să mă angajez și să obțin mai multă experiență în acest domeniu. Eu dacă am terminat colegiul, tot am fost într-un colectiv mare de fete și pentru mine nu e ceva neobișnuit, sunt deja adaptat și suntem un colectiv unit. Conceptul de asistent medical presupune atât implicarea bărbaților cât și femeii, pentru că, de fapt, activitățile care le realizează o asistentă medicală deseori necesită foarte mult forță. Și atunci, cu siguranță, ar fi mai potrivit, de exemplu, anestezie, terapie intensivă pentru un bărbat. Deci, la moment, profesia de asistent medical devine din ce în ce mai atractiv și pentru bărbați.